Bună ziua, dragilor! Bine ați revenit la Flori în bucătărie. De data aceasta, la bucătăria de la mine de acasă din România. Așa că, astăzi vreau să pregătesc o plăcintă, un strudel cu prune proaspete culese din pom. Rămâneți lângă mine să vedem modul de preparare și ingrediente. Eu astăzi nu o să mai fac foi, știți că îmi place să fac foi, dar astăzi o să folosesc din acestea din comerț, două pliculețe de zahăr vanilat, două linguri de făină, 2-3 linguri de zahăr, 50 de mililitri de unt topit, 50 de grame și 700-800 de prune la care o să le scoatem sâmburii și o să le tăiem feliuțe. Cum am spus, dragii mei, scoatem sâmburii la prune și tăiem prunele feliuțe, spălate și rupem codițele, da? Așa. Niște prune foarte, foarte bune am eu astăzi. Așa procedăm cu toate. Am tăiat, dragilor, prunele. Le punem în castron. Peste care o să punem 2-3 linguri de zahăr. Două linguri de făină. Și două pliculețe de zahăr vanilat. Amestecăm bine totul să treacă toate prunele prin făină și prin zahăr. Cam așa. Și acum ne ocupăm de foi. Luăm așa foaie de plăcintă și punem așa unt. Și venim iar cu foaie. Două foi. Punem. Așa. Și iar unt. Iar acolo umplutură. Și punem un strat așa generos de prune. Și răsucim. Aici la margini. Îndoim și cam așa formăm strudelul. Așa, dragii mei, și cu a treia porție. Pentru că la cantitatea de prune pe care am folosit-o astăzi, ne ies 3 rulouri. Strângem bine și formăm rulou.
Vedeți? Cam așa. Am pus într-un vas iena. O foaie de copt și am așezat rulourile aici. Așa. Vedeți? Iar acum, cu untul rămas, dăm, ungem foarte, foarte bine rulourile noastre de plăcințică, de strudel și le băgăm la cuptor. Cuptorul încins la 175 de grade, căldură sus și jos, 35-40 de minute până se rumenesc ele foarte, foarte bine. Dragilor, am scos strudelul nostru de la cuptor. Ia uitați-l, ce frumos arată. Știți cum miroase? Nu vă mai zic că vă fac poftă și poate n-aveți în momentul ăsta toate ingredientele, așa că vă dau timp să aveți timp să vă ce să le cumpărați ce vă trebuie. Eu acum îi dau așa cu niște zahăr pudră și o să o las vreo jumătate de oră să pot să vin să tai o bucățică. Să vedem ce am obținut. Și așa, dragii mei, am ajuns și la finalul rețetei de astăzi. O rețetă ușoară, rapidă, doar să avem răbdare să se coacă. În rest, ați văzut, nimic prea complicat. Aștept mesajele voastre, dragii mei. Să-mi spuneți ce părere ați avut despre această rețetă de strudel cu prune proaspete, miroase, nu vă zic, nemaipomenit de bine. Și arată și foarte, foarte bine. Ia uitați, dragilor! Super, super, super! Dragii mei, sper să vă fie de folos rețeta, să vă placă. Vă aștept cu un like, pentru cei care încă nu v-ați abonat, v-aș ruga să o faceți, cum vă spun de fiecare dată, este gratuit și eu vă aștept la următoarea rețetă cu mult drag. Până atunci, numai bine și multă sănătate! La revedere!